Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Analiza. Iată că mai sunt două zile și se apropie finalul campaniei electorale. Haideți să tragem linie împreună, este ultima emisiune despre care, în care vorbim despre campania electorală cu candidații noștri. Și o am astăzi invitată alături de mine pe doamna Camelia Gavril, candidată la primăria Iași. Ei bine, vreau să știu, bună seara în primul rând, și vreau să-mi spuneți cum a fost campania aceasta în comparație cu cele precedente. Bună seara, bine v-am regăsit! Da, e un moment de concluzie, putem să aruncăm privirea retrospectivă spre ceea ce a fost. O campanie dură, o campanie agitată, în care s-au amestecat lucrurile bune și cu limbajul și nivelul scăzut, în care tensiuni și acuze și atacuri virulente fără temei s-au consumat, pentru că, în general, la nivel local, la campaniile locale, totdeauna când vorbim de primărie, de consiliile județene, există o tensiune sporită, mai multă adrenalină și, de multe ori, filtrul acesta pe care îl presupune educația, abordarea rațională, dispare acest filtru. În schimb, pe de altă parte, trebuie să spunem că a fost și contextul în care s-au prezentat proiecte. N-am făcut o strategie mergând de la intrarea în cartiere, discuții mediate cu cetățenii, opinii ale acestora, pe lângă ceea ce studiile sociologice sau analizele economice ne spun despre orașul nostru, despre nevoile de evoluție, a fost și această opinie pe care am adunat-o și care a creat o părere, o opinie încă din precampanie. Pe baza acestea am și definitivat proiectele care în mare erau gândite, pentru că știm cu toții care sunt nevoile orașului, dar am făcut această împletire între analiza ale experților, între nevoia de dezvoltare a orașului, nevoia de europenitate, de pași tot mai aproape de ceea ce înseamnă un oraș de anvergură europeană și dorințele cetățenilor care uneori sunt nesemnificative, ar putea foarte repede să fie rezolvate dacă administrația chirică ar fi fost mai atentă la context, dacă ar fi fost mai aproape de cartiere, dacă ar fi depășit zona aceasta centrală, care își păstrează frumusețea și aura ei istorică, culturală, și s-ar fi văzut că Iașul înseamnă un conglomerat de cartiere, de străzi, de problematici. Doamna Camelia Gavrilă, știu că aveți experiență în ceea ce privește politica, este de necontestat și aș vrea să-mi spuneți, în comparație cu campaniile precedente, ați spus că au fost oarece probleme la nivel mai înalt, presupun, între candidați și acestea s-au datorat oare unei mize uriașe? Probabil. Pe de altă parte, campaniile mele anterioare au fost fie la nivel parlamentar, unde, singur, polemica rămâne, competiția există, dar parcă merge mai mult pe un program, pe ideologie, mai puțină virulență. Pe de altă parte, la nivel local, în calitate de consilier local, de candidat la Consiliul Local, intram pe teme de competență din zona de cultură, educație și automat, chiar dacă era într-o dezbatere cu un competitor, rămâneam într-o zonă elegantă. Atunci când vorbește însă de campania pentru primărie, sigur că este o miză. Este o miză care este dată de importanța funcției, de faptul că e un oraș care atrage, care impune, că e și un semnal, ceea ce se întâmplă la nivel local, e de fapt un semnal și pentru parlamentare. Există un vot legat de persoană, dar persoana este asociată cu un partid, există o listă de consilieri, fie că vorbim de județ sau de municipiu, și atunci, evident, și votul acesta politic este important ca imagine, deci e o primă confruntare în care partidele se repoziționează pe tabla de șah a competiției înainte de parlamentare și poate și de aici acest lucru. Evident că e și dorința primarului în funcție de a-și continua într-un nou mandat și atunci o întreagă, având avantajul instituțiilor, al unei armate întregi de personal, de resurse. Totul s-a pus în joc la modul cu o nonșalanță din aceasta care frizează aproape iraționalul, un festival al bannerelor și al afișajelor outdoor care au șocat prin opulență, prin agresivitate, prin insistență, pentru că era și altă miză, aceea de a asocia cu un candidat mai puțin cunoscut pentru Consiliul Județean. Deci explicații, argumente care țin de context, care țin de lupta aceasta pentru putere, în lumea bărbaților e mai puțin fair play și atunci sigur că femeia ești atacată din toate părți.
Ștefănățe și candidatura mea a fost o surpriză, pentru că, în general, electoratul te vedea în ipostaza de profesor, de parlamentar, de coordonator al inspectoratului școlar. Faptul că am avut curajul să intru în arenă a surprins și după aceea s-a și văzut și creșterea în sondaje, care mi-a dat și încrederea și bucuria că proiectele mele au ajuns la inima oamenilor și că au putut să facă o diferență între o voce masculină, o voce feminină, mai empatică, mai serioasă. Femeile sunt, în general, muncitoare, tenace și foarte perseverente și foarte receptive la problematica celor din jur, mai aproape de vocea celui care vine și solicită sprijin. Înțeleg faptul că a fost un avantaj că sunteți o doamnă în politică. Am cucerit acest avantaj, pentru că dacă stăm și ne gândim la dificultățile femeilor de a-și face loc în lumea bărbaților, ele există, fie că vorbim de primărie, fie că vorbim de politică, de chiar de management. Dacă, să spunem, în lumea școlii sunt multe doamne ca profesoare, așa, învățătoare, pe de altă parte și funcțiile de management de multe ori sunt ocupate de bărbați, nu mai spunem de alte domenii. Iar în managementul de vârf, în general, e o lume a bărbaților pe care, pentru a rezista în această lume, trebuie să fii mult mai harnică decât ei, mult mai rezistentă, să ai puterea de a trece peste obstacole și să fii susținută și de familie. În momentul când ai intrat în Agora, sigur că trebuie să ai armonia acasă, înțelegerea că nu poți toate rolurile feminine să le îndeplinești în aceeași măsură. Așa este. Credeți că legislația din acest an privind campaniile electorale a favorizat cumva primarii în funcție? Bun, legislația, ea n-are mari modificări sau, să spunem, au fost doar, pe mine mă deranjează puțin chestiunea aceasta de precampanie-campanie cu niște reguli care uneori sunt absurde și nefirești, pentru că ar fi trebuit afișajul să continue, ar fi trebuit să existe poate această perioadă de 2 luni fără să faci, să ai rigiditatea aceasta a decupajelor într-o parte și cealaltă. Sunt probleme legate și de finanțare, de modul cum se realizează contractele, dar cred că ne putem gândi pentru următorul mandat la o schimbare de legislativă, abia când intri în iureșul acesta al luptei electorale la nivel local, îți dai seama de fisurile legislative și de modul cum ar trebui concepută o campanie care să creeze posibilitatea candidaților de a se afirma. Foarte frumos! Spuneți-mi, vă rog, care este atuul principal pe care îl aveți în toată această, hai să nu-i spun luptă, a candidaturii politice? De ce ar trebui lumea să voteze Camelia Gavrilă? De la lansarea candidaturii am făcut acest exercițiu de reflecție într-o încercare de autoanaliză, păstrând și obiectivitatea profesorului care și a inspectorului care știe să analizeze, să cântărească, și am făcut un inventar de argumente pentru care ar trebui ieșenii să se gândească cu destulă atenție asupra programului și asupra elementelor pe care le-am propus. În primul rând, există o competență profesională indiscutabilă. Nu e plăcut să vorbești despre tine, dar lucrurile sunt dovedite prin documente, prin traseul profesional, ca profesor, ca examene, ca o carieră de succes pe care de peste 30 de ani am condus-o la nivelul Colegiului Costache Negruții, ca director la acest liceu de prestigiu, apoi ca inspector școlar general timp de 3 mandate, deci mai mult de 12 ani au fost dăruiți și reformării sistemului educațional ieșan și construcțiilor de școli și realizărilor de centre de excelență și de dezvoltări în toate domeniile, fie că vorbim de formarea profesorilor, de activități non-formale, de susținerea calității educației și în Iașul Profund, în județul Iași, în zonele aflate în suferință, în zonele cenușii și, sigur, în orașe, acolo unde și nivelul educațional este puțin mai ridicat, prin dotare, prin implicare, prin facilitățile pe care lumea modernă le presupune. Deci o experiență, Iașul înseamnă, județul Iași înseamnă 140-150 de mii de elevi. Înseamnă 10.000-12.000 de cadre didactice și personal nedidactic, auxiliar. Școli de toate tipurile până la școli post-liceale, de la grădinițe, un învățământ special extrem de divers. După București, care prin cele 6 sectoare ar fi cam cât 6 județe, Iașul se poziționează imediat. Deci o experiență administrativă și managerială complexă. Ea a fost dublată și de calitatea de consilier, de 4 mandate am fost
în Consiliul Municipal Iași, conducând Comisia de Educație, Cultură, Culte, deci cu implicată și pe zona educațională și culturală și în viața cetății și marile proiecte, deci cumva în, la acest nivel expertiza s-a conturat. Iar la nivel parlamentar, sigur că am desăvârșit ceea ce învățasem și adunasem ca profesionist aici, lucrând pe legislație, conducând Comisia de Învățământ, Știință, Tinerat și Sport, fiind foarte activă, eu am făcut raportări periodice, se știu, sunt publicate nu doar ca statistici, ci efectiv cu detalieri, cu inițiative, cu activități, cu relaționări, cu proiecte inițiate. Deci toate acestea ar fi argumentul competenței al expertizei. S-ar adăuga seriozitatea, tenacitatea, moralitatea, lipsa unor afaceri dubioase sau preocupări din zona aceasta ocultă afaceristă care ține, să spunem, capul de presă, deschiderile de presă legate de alți competitori. Și, evident, aș spune încă două argumente, o listă de consilieri serioasă. Am ales alături de conducerea Partidului Social Democrat, împreună cu biroul județean, am ales oameni din domenii diferite, că vorbim de educație, de infrastructură, economie, antreprenoriat, tineri, persoane mature, deci o împletire de, mă refer chiar la pozițiile eligibile, de persoane aflate mai presus de, și de interese imobiliare și de, știu, povești tulburi și neelucidate din trecutul lor. Alții sunt chiar pentru început în politică, e nevoie și de forța proaspătă alături de forța activiștilor care aduc experiența lor și viața și dedicația în raport cu partidul și cu valorile social-democrate. Și aș mai spune că am făcut un program consistent, cel mai consistent din tot ce s-a pus pe piață. Cei care au analizat comparativ primele personaje clasate în ierarhiile făcute de sondaje știu foarte bine că am acoperit gama importantă a problemelor importante și de infrastructură, educație, sănătate, haideți transport, ecologie. Haideți să vedem ecologie. Câteva din aceste soluții pe care dumneavoastră le-ați găsit la problemele cetățenilor în programul de guvernare locală. Da, din ceea ce vă spuneam din discuțiile cu cetățenii, pe primele locuri s-au decupat tot timpul problemele de trafic, problema parcărilor, problema de infrastructură rutieră și de transport. Probleme public, reale. Probleme reale, da, probleme educaționale, probleme de sănătate. Evident că în mixajul respectiv apăreau și chestiuni legate de locuri de muncă, de pensii, de salarizare, dar iată că și prin deciziile luate zilele trecute la nivel de Parlament am votat aplicarea legii efectiv și o rectificare bugetară care să facă favorabil acel 40% pentru mărirea punctului de pensie, adică suntem preocupați din perspectiva aceasta social-democrată de care vorbeam și de cetățeni de la nivel macro-social, macro-politic. Revenind, evident, parcările sunt foarte importante. Am propus și intenționăm două tipuri de abordări, fie că vorbim de acele parcări la intrarea în oraș cu de tipul park and ride și pentru zona, pentru zona metropolitană, pentru că există, știm foarte bine, studiul de trafic ne arată intrările acestea majore de automobile înspre oraș, dinspre Ciurea, dinspre Valea Lucului. Pentru că multă lume s-a mutat în afara orașului. Și încă o chestiune, chiar pe programul meu, la capătul programului, sunt două, trei proiecte abordate în interferență cu candidatul Marcel Popa de la Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, pe zona metropolitană, adică noi am intenționat să abordăm integrat această zonă, pentru că Iașul se extinde, în Iași lucrează, fac naveta, vin copiii la studiu, deci sunt foarte multe elemente de legătură între cercul mai mare metropolitan și universul interior reprezentat de Iașul propriu-zis. Deci aceste parcări trebuie corelate neapărat însă cu un transport public bun, evident, eficient și rapid. Tot ZAC în dezbatere la nivel de primărie propunerile legate de benzi dedicate pe anumite două axe mari care să traverseze orașul și care ar crea o posibilitate de deplasare. E greu să iei asemenea decizii, înțeleg, și ca mentalitate și sunt și opiniile specialiștilor în circulație, dar la un moment dat trebuie să o facem. De asemenea, am spus că e foarte important în cartiere să identificăm și nu este greu să faci acest lucru, să identificăm terenurile libere pe care să se poată construi parcări supraterane și apoi fie prin concesionare, fie prin, dacă nu există amatori, ele se amortizează de la sine pentru că se găsesc posibilitățile și consumatorii își doresc locurile de parcare. În felul acesta degajăm bulevard
gardele și, evident, și traficul devine, spațiul de rulare se lărgește. Sunt lucruri care în etape pot fi făcute, în fiecare cartier se găsește asemenea lucruri. Pe zona centrală, mai complicat, dar probabil parcările subterane ar putea fi o soluție, ele sunt mai costisitoare, dar nu poți pe un, așa cum arată centrul Iașului, extrem de marcat de monumente culturale, de patrimoniu, e greu să faci clădiri supraterane. Compar cu Clujul și mă doare că acolo lucrurile sunt mult mai avansate, deși, cum spun, orașe universitare, orașe similare ca mărime, e mai mult ritmul există și de aceea mi-aș dori ca un primar avizat să poată să facă acolo, sunt trei parcări supraterane și o parcare subterană în construcție, deci în jur de 1500 de locuri pregătite, pe lângă alte 1400 existente deja. Deci e o altă dinamică și atunci dinamica asta trebuie să o găsim și la noi. Mergând cu circulația mai departe, am propus pentru toate intersecțiile vor trebui abordate într-o formă sau alta. Am propus pentru intersecția Podul Roș, care ne mănâncă sufletul la toți, pasajele subterane, am mai discutat despre acestea, mergând pe malurile, cele două splaiuri ale Bahluiului, evitând să merg pe varianta pasarelă pe care am văzut-o în alte opinii, pentru că nu mi-aș dori să fie încă o formă prin care vizibilitatea spre palat și deschiderea aceea maestuoasă pe care o avem să nu să fie obturată prin acestea. Și atunci mergem pe varianta aceasta cu alte circuite, bineînțeles, și e un proiect mai vechi care poate fi reactualizat. Acestea sunt pe zonă de infrastructură. Dacă tot vorbim de circulație, de conectivitate, autogara pe care am conceput-o în Tudor, aproape de campusul studențesc, aproape de viitorul spital regional de urgență și de aeroport, dar tot ca un nod care este absolut necesar de comunicare, de un spațiu firesc, civilizat, este efectiv un punct strategic. Toate analizele de specialitate arată că o autogară în orașele reședință de județ este extrem de importantă, cu atât mai mult cu cât avem 50.000 de studenți, avem un județ destul de dinamic, se circulă, sunt peste 100 de curse care vin spre Iași sau pleacă dinspre Iași zilnic și este Republica Moldova, suntem aproape de graniță, noi suntem primul oraș european aici care trebuie să aibă și europenitate, și deschidere, și modernitate, în complementaritate cu ceea ce este frumos și arhaic, tradițional în Iașul nostru. Ce frumos sună, foarte frumos sună, dar haideți să vedem, duminică aveți examen, dumneavoastră și restul candidaților care concurați pentru fotoliul primăriei din Iași și ne aflăm într-o situație nu tocmai fericită, situația din cauza căreia multă lume preferă să nu vină la vot. Haideți să-i convingem totuși în această situație pandemică să vină lumea la vot. Adresându-mă ieșenilor, îi invit să fie un moment de înțelegere, de siguranță, de încredere că prezența la vot, așa cum au făcut-o și altă dată, este foarte importantă, este un gest democratic, este posibilitatea de a alege și de a-și decide viitorul, de a vota pentru schimbare. Îi invit să voteze Camelia Gavrilă, primar al Iașului și echipa social-democrată și le mai spun că măsurile sunt luate, știu foarte bine în calitate de candidat că sunt luate absolut toate măsurile pentru siguranță acestora, pentru a limita orice fel de risc și de vulnerabilizare a lor, cu distanța fizică necesară, cu curățenia respectivă, cu dezinfectanții respectiv. Vor fi și măști de rezervă la intrare, dacă cumva s-a uitat masca acasă sau e o problemă de acest gen. Deci toate măsurile sunt luate, este o chestiune de câteva minute. Sigur, poate va fi un plus de așteptare la rând, întrucât rândul va fi mai spațiat, nu neapărat mai numeros. Sunt foarte instruiți și foarte serioși și reprezentanții din secțiile de votare, deci câteva clipe din viața dumneavoastră dedicate votului de pe 27 septembrie înseamnă să optați pentru schimbare, pentru o alternativă, pentru o altă viziune a unui Iași modern, a unui Iași al marilor proiecte, un Iași care să iasă din provincialism și din faptul că uneori se mulțumește cu foarte puțin, cu un aspect estetic, cu un aspect de decor și nu cu abordarea acestor probleme care țin și de educație, de cultură, de trafic, de infrastructură. Trebuie să le rezolvăm pe toate și cred că o echipă serioasă, cu profesioniști și sunt profesioniști în primărie, dar poate reconfigurată, poate regândită în funcție de competența fiecăruia, oamenii sunt înainte de toate, cu accesarea fondurilor europene, eu sunt extrem de dezamăgită de faptul că nu s-au epuizat toate oportunitățile pe care le-ar fi avut primarul Chirica în acești 4 ani de a accesa fonduri europene și de a degaja, de a degaja bugetul Iașului de povara și deci chiar de a aborda proiecte mai mari, nu s-a
făcut acest lucru, poate din comoditate, pentru că poate nu a fost zborul. S-a rămas la un nivel mediu, fără a avea această viziune și această dorință și ambiție de a duce Iașul la nivel de metropolă, de capitală, măcar culturală, educațională, medicală, de nivel internațional, așa cum merită să fie. Noi sperăm că toate vor fi așa cum promiteți dumneavoastră în campanie electorală. Noi toți ne dorim să avem un Iași mai frumos, un Iași civilizat, un Iași care să ne facă cinste fiecăruia dintre noi. Eu vă mulțumesc tare mult și că ați acceptat invitația la emisiune. Vă doresc succes pentru duminică. Mulțumesc. Dragi telespectatori, noi luăm o scurtă pauză și revenim.